M-am tot gândit cum să fac o prezentare tradițională în stil turații.ro acestei mașini și nu-mi iese, așa că o să vă spun doar că e decapotabilă și e BMW. Și cu asta probabil că am încheiat ce ar trebui eu să spun. Nu o să vă las totuși așa în necunoștință de cauză. Mașina de lângă mine este un BMW seria 2 convertible sau cabriolet pe românește. Spre deosebire de un Active Tourer pe care l-ați văzut în niște filmări anterioare, acest model cabriolet păstrează layout-ul tradițional BMW, respectiv motor față, tracțiune spate. Așadar, avem un automobil BMW pur, care se conduce așa cum trebuie și în plus, fiind și decapotabil, o să vedem unele chestiuni foarte interesante la el, sigur, care are un preț de aproximativ 58.000 de euro, pleacă de la un nivel de bază undeva la 39.000 plus vreo 4.000 linia Luxury Line, la care se mai adaugă undeva la vreo 18.000, cred, sper să zic bine, opționalele care sunt puse pe mașină, în așa fel încât acest superb vehicul albastru pe care o să încerc să vi-l prezint, o să vedeți că este utilat cu destul de multe chestiuni cu care ne-am obișnuit la un automobil BMW. Cum spuneam, o imagine face cât 1000 de cuvinte, așa că o să încerc să sar peste chestiile pe care le obișnuiam eu să le prezint la genul acesta de vehicul. De altfel, mi-a fost destul de greu să mă decid dacă să încep prezentarea cu mașina cu acoperiș sau decapotată. Până la urmă am considerat că era prea frumoasă așa ca să o stricăm încă de acum cu acoperișul închis. Așadar, în afară de chestiunile, dacă vreți, de bază, gen că are pneuri de 18 inci și cam atât, în rest ce e de prezentat la exterior, cred că se vede cu ochiul liber, este o mașină foarte frumoasă, simplă, elegantă, atât în varianta închisă cât și în varianta deschisă. Eu o să încerc foarte mult să vă prezint lucrurile pe care nu le puteți vedea în poze sau pe care nu le puteți citi într-o fișă tehnică. Respectiv să vedem cum se decapotează, cum se acoperă mașina în caz de nevoie și cât de repede, cum se face asta, care sunt limitările și restricțiile unui astfel de vehicul. Foarte spectaculos, de altfel mie îmi place, mai puțin prețul, bineînțeles, dar nu este o mașină pentru toată lumea, deși, și cu asta o să încerc să închei prezentarea, nu este nici o decapotabilă extrem de scumpă, dacă stăm să ne gândim, fiind în același timp o mașină la fel de efect ca o, nu știu, decapotabilă de 200.000 de euro. Dacă te duci pe malul mării cu ea, cu siguranță că în această configurație nu este o mașină cu care te faci de rușine, dimpotrivă. Deși avem disponibile mai multe motorizări, bineînțeles că fiind în România, modelul pe care l-am la test este un 220D cu cutie automată Steptronic 8 rapoarte. Am lăsat special mașina în această configurație cu geamurile practic închise, dacă vreți, pentru a sublinia un aspect pe care l-am citit undeva în prezentarea oficială BMW, și anume că în anumite ipostaze cu aceste geamuri închise, dar cu mașina decapotată, ai impresia că te afli, adică ți se sugerează ideea de barcă de lux. Ai acel, nu știu, cockpit de barcă, înconjurat așa de barcă de viteză, de iaht, înconjurat de geamuri, și într-adevăr, uitându-mă la mașină în diverse, din diverse unghiuri, am observat că ai această senzație de iaht luxos. Evident că la deschiderea portierei geamul se lasă automat în jos și se ridică automat atunci când o închizi. De altfel, o să vedem cinematica închiderii și deschiderii acoperișului, care este foarte interesantă. Se face în 19 secunde o decapotare,
Și din câte am înțeles de la cei de la BMW, poți să decapotezi și să capotezi mașina până la o viteză de 50 de km pe oră, ceea ce e un progres remarcabil. Îți permite, de exemplu, să faci față unei situații de genul rulezi cu mașina decapotată și brusc începe să plouă. Nu trebuie să oprești, să cauți un loc, să te chinui. Pur și simplu ai un singur buton la dispoziție pe care îl folosești și mașina, în timp ce rulezi cu o viteză de până în 50 de km pe oră, mașina se închide automat. Opțional la acest model avem jantele de 18 inci, pneurile sunt Bridgestone Potenza, dimensiuni 225x40x18x92Y, bănuiesc că sunt run flat, disc ventilat pe față de mari dimensiuni și disc ventilat pe spate, undeva aici avem niște guri de aer care iau aerul din față și îl scot pe aici, în așa fel încât să îmbunătățească aerodinamica în zona jantelor și a pneurilor. În rest, de remarcat, o gardă la sol destul de scăzută, trebuie să fii atent la parcări pentru că poți atinge bordurile și de asemenea mare atenție și la jante. Jantele sunt victimă sigură în orașele noastre. Numărul putea să fie mai bine prins. Cam așa arată portbagajul acestui seria 2 cabriolet. Observați că avem o gură de încărcare cu o formă destul de ciudată și de dimensiuni nu tocmai apreciabile. Adică, deși o să vedem imediat, avem un portbagaj de dimensiuni apreciabile, ești cumva limitat în a încărca obiecte de dimensiuni mari. Se vede din această formă. Nu poți să bagi o cutie mare, să zicem, care să aibă probabil 50 de centimetri latura, s-ar putea să nu intre. Aici o să observați un accesoriu pe care o să vi-l prezint imediat. Este un accesoriu pe care îl folosești când mașina este decapotată. Iată cum arată portbagajul. Portbagajul, din punctul meu de vedere, este mare, uimitor de mare. Și anume ai 280 de litri disponibil cu mașina decapotată. Spun disponibil cu mașina decapotată pentru că aici există o piesă care se coboară. Ceva în sensul ăsta. Deci dacă vrei să decapotezi
mașina, e obligatoriu ca această piesă să fie în poziția asta. De ce? Pentru că undeva în spațiul acesta și undeva aici se ascunde acoperișul escamotabil. În momentul în care vrei să umbli cu mașina acoperită și să ai un spațiu în portbagaj cât mai mare, faci chestia asta, moment în care portbagajul în interior are o capacitate absolut remarcabilă, zic eu, de 335 de litri, adică devine comparabil aproape cu un Ford Focus. Și asta eu zic că e ok. În plus, deși o să observați că în interior sunt anumite detalii tehnice care ne amintesc de faptul că suntem într-o mașină cabriolet, totuși ai și o bucată pe care o poți folosi la transportul obiectelor lungi. Adică folosind acest mâner sau clapetă de aici, se deblochează, așa cum sper că se vede, un panou acolo în față. În așa fel încât se pot transporta obiecte de dimensiuni mai lungi, dat fiind specificul mașinii, nu mă pot gândi decât la, nu știu, la un sac de golf sau la schiuri eventual, dacă cineva nu are decât această mașină, nu mai are o mașină de teren pentru iarnă. Oricum, din acest punct de vedere, mașina îmi depășește un pic așteptările. Nu credeam că o să aibă un portbagaj atât de încăpător. Se observă, are fel de fel de o bandă elastică, diverse cârlige, lumină și o plasă undeva în dreapta cu trusa medicală în interior. În plus, dedesubt avem și aici surprize, respectiv un spațiu în care se observă bateria. Bateria este de tip AGM și are o capacitate de 92 de amperi. Logic, dacă stăm să ne gândim că trebuie să facă față unor solicitări electrice importante, de multe ori decapotezi și închizi capota într-o zi dacă ești un tip activ, și așa că bateria e dimensionată corespunzător. Vă povesteam că am găsit în portbagaj chestia asta. E un fel de accesoriu de altfel foarte util, care se montează ceva de genul ăsta. Cam așa, și bănuiesc că are rolul să controleze cumva aerul, turbulențele care se petrec la rularea cu mașina decapotată, bineînțeles fără pasager pe cele două locuri din spate, și de asemenea probabil că ajută și dacă ai ceva obiecte, nu știu, o geantă sau niște chestii pe aici care teoretic ar putea să zboare din mașină. Pentru demontare este la fel de simplu, așa cum se observă. Nu necesită două persoane. Și teoretic ar fi trebuit să aibă și o husă, însă noi nu o avem în acest moment. Două chestiuni vreau să mai aduc în atenția voastră, respectiv faptul că deși avem un mecanism, așa cum se observă, realmente sofisticat și ultramodern, totuși când mașina este decapotată, așa cum probabil se observă, totul arată așa cum trebuie. Îmi place foarte mult și capacul ăsta de aici. Super ok. Denotat și faptul că în cazul nefericit
ipotetic al unei răsturnări a mașinii. Așa cum observați, nu există bare antirăsturnare. Deci cel puțin la prima vedere ai avea impresia că dacă mașina se răstoarnă, cei patru ocupanți vor fi striviți de mașină. Nu este chiar așa. Mașina este dotată cu bare antirăsturnare, însă ele sunt invizibile și slavă Domnului să nu le vedem niciodată. În momentul în care mașina este în cursul unui accident sau în, nu știu, în momentul în care senzorii detectează probabilitatea iminentă a unei răsturnări, în acel moment, într-o fracțiune de secundă, barele antirăsturnare ies de undeva, nu știu de unde, probabil de pe aici, și înainte ca mașina să atingă pământul, celula de siguranță este activată în așa fel încât, sigur, și cu ajutor divin, cei aflați în mașină să scape cu viață. Asta legat de faptul că, așa cum observați în acest moment și cu geamurile complet închise, mașina arată realmente ca un cabriolet veritabil, pentru că, ce să vezi, asta și este. Scaunele față pe care le vedeți în imagine acum sunt scaune opționale sport, superbe de altfel, cu reglaj electric și memorii, mă rog, plus un sistem evident de acces ușor la locurile din spate. Așa cum se observă, avem aici un buton care face chestia asta, te poți duce până aici, și o clapetă, în așa fel încât accesul în spate este facil și cu mașina acoperită și cu mașina descoperită. Cam asta ar fi poziția în care poți sta la minimum de confort în spate. Am citit mai multe review-uri pe internet despre acest seria 2 Cabrio, în care cei care au testat mașina se plângeau de calitatea locurilor din spate, adică nu e loc în spate pentru două persoane. Nu știu, mie mi se pare că este. Așa am avut și eu impresia inițial, că nu este loc. Însă, dacă o să filmăm acum, sigur că dacă te duci cu scaunele la maxim în spate, stai un pic cam înghesuit, dar s-a oprit. Deci aici este maximum pentru acest scaun și într-adevăr mă lovește în genunchi, dar spațiul pentru șofer este foarte mare. Din punctul meu de vedere, cred că pentru genul de călătorii, nu știu, de exemplu să te duci la mare cu această mașină, 4 persoane și ceva bagaje pot să călătorească absolut confortabil. Mie nu mi s-a părut că nu se stă suficient de confortabil. Până la urmă, când îți cumperi genul acesta de mașină, știi că ai anumite limitări, destul de multe limitări, dar în același timp și destul de multe libertăți. De exemplu, libertatea de a privi cerul nestingherit. Pentru a ieși, și asta îmi place, că dacă sunt în spate, da, șoferul a plecat și nu este lângă mașină, îmi este foarte comod să ies. Da? Așa cum se observă, pot fără intervenția cuiva, cum se întâmplă la alte mașini, să ies din vehicul. Binecunoscutul motor de 2 litri de la BMW, Twin Power Turbo, 190 de cai și 400 de newton. Și cu asta am terminat, plus cutia de viteze Steptronic cu 8 trepte. Layout-ul tradițional, adică motor amplasat longitudinal, poziționat așa cum se vede mult către interiorul mașinii pentru o distribuție optimă a greutății, aproape un metru între
blocul motor propriu-zis și botul mașinii. De remarcat o insonorizare aici, dat fiind că acest model este un model totuși diesel, s-au gândit că e bine să filtreze încă din compartimentul motor zgomotele în așa fel încât în interior să se perceapă cât mai bine. În rest, nu pare să fie nimic neobișnuit, adică nimic din ce să nu mai fi văzut noi într-un compartiment motor de BMW. Chestii absolut normale. De remarcat radiatoarele acestea de la faruri. Farurile sunt cu xenon și mi se pare că și autoadaptive, ceva de genul ăsta. În rest, mașina fiind echipată cu foarte multele tehnologii prezentate de noi de multe ori de la BMW, respectiv în acest caz avem și acel Eco Drive, este dată cu un consum mediu destul de scăzut și din câte am observat eu se cam poate face consumul. O să mai discutăm despre asta pe parcursul filmelor. Oricum, mi-a plăcut foarte mult faptul că deși motorul se aude la rece, deci când îl pornești la rece simți că este diesel și are un ronțăit destul de aspru, în momentul în care se încălzește, într-adevăr nu mai știi că e diesel motorul. Și mă refer nu numai la zgomot, ci și la comportamentul propriu-zis. Pur și simplu nu ai senzația că e diesel, în combinație cu rapida cutie de viteze cu 8 rapoarte. Din câte știu, cred că există și opțiune de cutie manuală, nu știu dacă pe acest motor sau pe altele. Însă, din punctul meu de vedere, și probabil că vom vedea asta din ce în ce mai mult în anii următori, cel puțin la BMW, eu întrezăresc cumva o dispariție completă a transmisiilor manuale din gama BMW, pentru că nu își mai au rostul. Transmisia automată steptronic este pur și simplu o capodoperă inginerească, și fiabilă, și economică, și rapidă, și sportivă. Și cam așa este și această mașină lângă care ne aflăm. Nu am foarte multe de zis despre interior, e un interior tipic de BMW, am mai prezentat de atâtea ori, mie mi se pare destul de elegant și bine făcut. Mașina e destul de accesorizată, adică avem pe lângă transmisia automată steptronic și suspensia adaptivă M cu modurile Eco Pro, normal, confort și Sport, Sport Plus, ce mai are ea pe acolo. E ok, deci nu văd ce aș mai putea comenta. Ergonomic este corect, avem climatizare automată, avem display-ul acela mare cu navigație și fel și fel de opțiuni. O să încerc să mă uit acum pe listă să vă zic câteva din opțiunile care mi se par mie mai interesante așa. Avem faruri cu xenon și autoadaptive cu spălător, bineînțeles, asistent de fază lungă, sistem audio hi-fi, BMW apps, volan îmbrăcat în piele. Interesant ar mai fi faptul că avem și direcția sport variabilă și într-adevăr se simte acest lucru. Ai, cred că, o tură jumate de volan, practic undeva în 3 ture de volan faci stânga-dreapta complet. Cred că cel mai bine vă și arăt, da? Deci cam așa se manevrează volanul.
Jantele din aliaj ușor de 18 inch sunt opționale, cum vă mai spuneam. Mă rog, diverse opțiuni, PDC-ul, faruri de ceață, nu toate sunt opționale, unele sunt trecute cu zero pe aici. Sistemul de navigație profesional, BMW Basic Service inclus 5 ani sau 100.000 de kilometri. Și în mare cam astea sunt chestiunile importante de pe mașină. Cameră de mers înapoi, deflectorul acela de vânt pe care vi l-am arătat și diverse chestii legate de aspect, atât la interior cât și la exterior. În rest, cred că oricine a mai urmărit filmele noastre recunoaște un interior tipic de BMW, sigur adaptat la dimensiunile seriei 2. Așa arată bordul noaptea, foarte frumos, tipic BMW, cu ceasurile clasice, deci nu are extravaganțe ca la modelele mai super sport. Mie mi se pare foarte ok, roșul clasic de BMW, cam toate comenzile luminate, mai puțin butoanele, exact ca la orice BMW, mai puțin butoanele de pliere și cele de selectare stânga-dreapta a oglinzilor. În rest, cam totul este luminat. Foarte frumos, finuț, elegant, ok.